Cocoșul, poveste populară rusească. Au fost odată doi șoareci mici și un cocoș. Șoarecii știau doar să se distreze, să se joace toată ziua, să chițăie. Ei cântau, dansau, se învârteau. Când s-a luminat de ziua, cocoșul mai întâi a trezit pe toți cu un cântec. Cucurigu! Cucurigu! Apoi s-a apucat de treabă. Când s-a apucat de măturat curtea, a văzut un spic de grâu pe pământ. Șoriceilor! Șoriceilor! Iată ce am găsit! Șoarecii au alergat și au spus. Trebuie să-l batem. Așa este. Cine-l va bate? A întrebat cocoșul. Nu eu, a strigat primul șoricel. Chiț, chiț, chiț. Nici eu, a strigat și celălalt șoricel. Bine, a spus cocoșul. Îl voi bate eu. Și s-a apucat cocoșul de treabă. Șoarecii au început să se joace. Iar cântau, iar dansau, chițăiau, se învârteau. Cocoșul a terminat de treierat și a strigat. Hei, șoriceilor, priviți ce boabe frumoase! Șoarecii au alergat și au țipat dintr-o singură voce. Acum trebuie să duci boabele la moară, să le macini și să faci făină. Cine va duce boabele la moară? A întrebat cocoșul. Nu eu, a strigat primul șoricel. Chiț, 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 nici eu, a strigat al doilea șoricel. Bine, a spus cocoșul. Voi transporta eu boabele la moară. Își puse sacul pe umeri și se duse. Și șoarecii mici, între timp, au început iar să cânte și să danseze. Se distrau de minune, nici că le păsa de altceva. Cocoșul s-a întors de la moară, chemând din nou șoareci. Șoriceilor, iată, am adus făină! Șoarecii au alergat, au privit și l-au lăudat pe cocoș. O, da! Bună treabă ai făcut! Felicitări! Acum trebuie să frămânți aluatul și să coci plăcințele. Cine va frământa? A întrebat cocoșul. Nu eu! A strigat primul șoricel. Nu eu! A strigat și al doilea șoricel. S-a gândit cocoșul și a spus, cred că va trebui să frământ tot eu. A frământat aluatul, a adus niște lemne pentru foc, a aprins focul și a încălzit cuptorul. Când cuptorul a fost fierbinte, a pus plăcințelele în el. Șoarecii nu pierd timpul, cântă și dansează. Plăcințelele au fost coapte. Cocoșul le-a scos, le-a așezat pe masă, iar șoarecii erau chiar acolo și le priveau. N-a mai fost nevoie să-i cheme cocoșul. Oh, și mi-e foame, a scâncit un șoricel. Oh, și eu vreau să mănânc, a chițăit și celălalt șoricel. Și chiar s-au așezat la masă. Dar cocoșul le-a spus. Așteptați, așteptați puțin. Mai întâi, spuneți-mi, cine a găsit spicul? Tu l-ai găsit, au strigat șoricei. Cine a bătut spicul? Tu l-ai bătut, au spus amândoi șoricei. Și cine a dus boabele la moară? Tu,
Au răspuns și mai încet șoricei. Și cine a frământat aluatul? Cine a pus lemne pe foc? Cine a încălzit cuptorul? Cine a copt plăcințelele? Tot tu, au spus șoriceii cu glas șoptit și rușinat și au plecat singuri de la masă. Cocoșul nu i-a reținut. Vedeți voi, leneșii nu se tratează cu plăcinte.